Să vedeți problema mare. Uneori și tehnica se satură de obositor. Nu credeți, ia priviți. Următoarele două împușcături l-au avut ca țintă. Rănit, bărbatul a fost... tras. 5 mașini, dintre care 2 de lux. Noi știm exact ce s-a întâmplat. Satelitul s-a enervat rău de tot și a început să pârâie. Următoarele două împușcături l-au avut ca țintă. Rănit, bărbatul a fost... tras. Tot la Antena 1, o reporteriță trimisă la mare încearcă să ne spună ceva de pe plaja Vadu. Focul este încins, iar bucătarii în scurt timp vor pune carnea pe jar, timp de 4-5 ore până la masa prânzului, astfel încât să se rumenească în tihnă, pentru că știm foarte bine. Mulțumim frumos, Andreea Filip a fost. Tot Andreea Filip face o transmisie, mama aproape reușită de la Vama Veche. Aici ea a fost atacată de vamaioți care s-au dat în stambă. Din fericire a ajuns pe mâna medicilor și este în regulă. Poți să ne dai și nouă 2 grame? Bun. Așa și mă dorim de la ei. Așa cine? A fost... colega mea, Andreea Filip, în direct, de la Vama Veche. Turiștii din Vama au confundat-o pe reporterița de la televiziune cu un dealer, probabil ceva. Noi credem că aveau pe ei mai mult de 2 grame. Albinter nu vorbeau așa. Din fericire a ajuns pe mâna medicilor și este poți în regulă. Poți să ne dai 2 grame? Bun. Așa și mă dorim de la ei. Așa cine? A fost... colega mea, Andreea Filip, în direct, de la Vama Veche. Trebuiau nouă, nu două. Dar nu, mă, asta e problema când ești în direct. Uite, ăsta e necazul, că nu mai apuci să bagi bipuri când e cazul. Da, dar eu nu sunt de acord cu ele, mă, nu. Nici eu nu sunt de acord cu bipuri. Frate, o faci ca lumea, nu. E un ipocrit de a te arăta decent. Da. Mai cinstit e să tai sunetul. Uite cum facem noi acum, că prezentăm următoarea emisie care vine. Emisiunea lor. Show-uri de 2 lei. Bă, băieți, da, ce ați zis voi aici, să știți că e valabil pentru emisiunea aia Puterea Dragostei. Mai ales pentru Dragostei.